Focus Atelier. Vineri. Primesc un mail de la Lolo. Vlad, adună-ți gândurile, ia o foaie, poate îți mai aduce aminte ceva de anul trecut de la Focus Atelier 2015. Astăzi mă sună Leta. Ce mai faci, Vlad? Ai reușit să spui două, trei vorbe? Și iată-mă acum în fața camerei, având misiunea de a depăna amintiri și de a mă aduce aminte cum a fost anul trecut la Cluj. Recunosc că aș fi făcut lucrul ăsta, pentru că mi-au plăcut foarte mult atelierele Focus Atelier. Chiar dacă n-aș fi avut presiunea asta imensă și amenințările din partea grupului de la Cluj, recunosc că au fost amenințări destul de grave, cu excludere din anumite forumuri, închis conturi de social media, filaj pe stradă și alte măsuri care se practică în domeniul nostru cultural. Cu toate astea o să încerc să mă adun și să spun câteva lucruri cât se poate de sincer despre Focus Atelier. În primul rând, Focus Atelier au însemnat pentru mine unele din cele mai interesante workshop-uri la care am participat până acum. A fost o atmosferă specială prin participarea unor oameni care veneau din background-uri foarte diferite și care erau curioși și dornici să participe la aceste ateliere. Cred că au fost niște ateliere practice, niște ateliere în care am văzut filme, am discutat, oamenii s-au simțit liberi să-și dea cu părerea, indiferent de ce spuneau, și erau încurajați de ceilalți participanți. Niciodată nu s-a întâmplat să fie vreo persoană care să-și spună părerea și să fie anulată de cei prezenți. Cred în tipul ăsta de educație alternativă, în care nu mai există presiunea educației convenționale, a școlii în care te duci, scrii câteva lucruri, îl asculți pe profesor, dai din cap și te întorci acasă. Mi-a plăcut la Focus Atelier pentru că fiecare curs nu se termina la o oră fixă, ci continua după, continua în întâlniri cu oameni în alte spații, prin întâlniri cu ei la alte dezbateri la care participau trainerii unor alte ateliere. Organizare foarte bună, participanți extrem de interesați și dornici să afle cât mai multe lucruri. Clujul cu atmosfera lui specială. Sper că Focus Atelier să continue și să crească în anii următori. E nevoie de Focus Atelier.